Chiar dacă ne aflăm într-un context atipic, mulți români și-au cumpărat deja bilete de Revelion, iar Serbia a fost și va rămâne o destinație întregită de toți românii. Prețurile mici îi atrag, făcându-i să-și planifice petrecerea dintre ani pe tărâmul sârbesc. Chiar dacă ne aflăm într-un context atipic, mulți români și-au cumpărat deja bilete de Revelion, iar Serbia a fost și va rămâne o destinație îndrăgită de toți românii. Prețurile mici atrag, făcându-i să-și planifice petrecerea dintre ani pe tărâm sârbesc. Pentru că au cereri multe din partea românilor, vecinii de peste Dunăre organizează de două ori Revelionul, pe 31 decembrie, 1 ianuarie, dar și pe 14-15 ianuarie, atunci când Serbia sărbătorește anul nou perit vechi. Restaurantele și hotelurile din Kladovo, oraș aflat la 15 km de granița cu România, își așteaptă oaspeții de Revelion. Sârbii îi ademenesc pe români cu prețuri mici, dar și cu zeci de feluri de mâncare, preparată după rețete tradiționale sârbești, dar și românești, băutură la discreție, formații de muzică ușoară și populară care interpretează melodia atât în limba română cât și în limba sârbă. Înțeleg că în anii trecuți în Serbia era cererea foarte mare. Anul acesta cum va fi? Serbia a fost și este o destinație plăcută. Tradiția și tot ce înseamnă mâncarea lor, tot ce înseamnă tradițiile de sărbători, muzica și așa mai departe, i-au încântat, nu atât pe severineni, cât pe turiști în general, chiar din Caransebeș, din Craiova, din Târgu Jiu, din țară, care au optat să revină, sunt persoane noi care au venit, colaborarea cu hotelul este foarte, foarte bună, având un număr foarte bun de camere care ni s-a alocat agenției noastre. Plus valoare la tot ce înseamnă rezervările pentru Revelionul de anul acesta, avem o garanție că toți banii se returnează în cazul în care, Doamne ferește, este, vorbim, contextul actual este așa ca liniar, ca discuție, iar partenerii ne-au asigurat că toată lumea va primi bani înapoi dacă nu se organizează evenimentul de Revelion. Dacă nu se organizează, asta știți cum este, de la o săptămână la alta toate se decid și se iau hotărâri la nivel național și internațional. Reprezentanții agențiilor de turism din România care duc clienți vecinilor de peste Dunăre spun că serviciile sârbilor sunt unele bune, iar prețurile mult mai mici. Sârbii sărbătoresc anul nou conform calendarului perit vechi, pe 15 ianuarie. Pentru a marca trecerea în noul an, atunci vor fi organizate petreceri unde alături de sârbi se vor distra și românii.